Bună ziua, dragi elevi! Azi am ales să discutăm despre realizarea unui montaj audio-video pe baza unui scenariu. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Începem cu prezentarea etapelor pe care trebuie să le parcurgeți în realizarea montajului audio-video. În primul rând, selecția temei. Trebuie să vă gândiți cu foarte mare atenție la ce temă faceți referire. Apoi, pregătiți fișierele de tip imagine pe care le veți utiliza. Creați cu ajutorul acestor fișiere un videoclip. Pregătiți apoi fișierele audio și apoi prelucrați fișierele și audio și video pe care le-ați lucrat anterior pentru realizarea montajului. În legătură cu selecția temei, eu propun pentru azi ca temă imagini inedite din Delta Dunării și voi prezenta imagini despre flora și fauna acestei zone mirifice. Pentru pregătirea fișierelor imagine, am ales de pe pagina Pixabay, din secțiunea Imagini, câteva imagini corespunzătoare pentru flora și fauna din Delta Dunării, pe care le-am salvat pe calculator pentru a le putea folosi în continuare. După ce am pregătit imaginile, le-am importat în aplicația de prelucrare audio-video OpenShot, Video Editor. Acestea sunt imaginile pe care le-am salvat de pe site-ul Pixabay și voi crea cu ajutorul lor un videoclip. Voi plasa imaginile pe prima pistă. Prima dată două imagini care au legătură mai mult cu flora și cu imaginea de ansamblu a Deltei Dunării. Apoi, pe rând, voi adăuga toate celelalte imagini. Le voi așeza una lângă alta. Așa. Pot aplica pe fiecare imagine o tranziție, selectez prima imagine, aleg butonul de tranziții și de aici aduc o tranziție pe prima, altă tranziție pe a doua și tot așa, câte o tranziție pe fiecare din imaginile pe care le-am importat în această aplicație și pe care vreau să le utilizez în videoclip. În acest moment, dacă doresc să și previzualizez, execut click pe butonul Play. Și urmăresc cum apar fotografiile fiecare cu tranziția pe care am adăugat-o eu. O voi opri în acest moment pentru că foarte important este să export acest proiect în format video. Voi da numele Delta Dunării. Voi alege locația în care salvez acest fișier și execut click pe butonul export video. Poate dura suficient de mult. La final, când ajungeți la 100%, deja aveți o siguranță că este deja exportat clipul vostru video. În acest moment urmează pregătirea fișierelor audio. De pe site-ul Pixabay sau dacă doriți să înregistrați propria voce, creați fișierul vostru propriu.
Dacă nu, atunci de pe site-ul Pixabay, așa cum spuneam, vă puteți alege melodia dorită și după ce o alegeți, o puteți descărca executând click pe acest buton de descărcare. Prima dată o ascultați, dacă vă place, o descărcați, dacă nu, mergeți la următoarea melodie și din listă, cu siguranță veți descoperi ceva ce vă place. Fișierul respectiv îl salvați pe calculator. Și acum urmează ultimul pas, prelucrarea fișierelor audio și video pentru realizarea montajului final. Observați că am importat în aplicația OpenShot Video Editor acel fișier video creat anterior. L-am așezat pe pista 4, dar o să-l mutăm acum pe prima pistă. Gata. Bun. În acest moment vom crea și un generic. Voi utiliza această opțiune pentru generic. Ca nume îi voi da titlu. Pe prima linie voi scrie textul imagini inedite din Delta Dunării. Să vedem dacă ne încape, dacă nu, vom lăsa doar Delta Dunării. Trebuie să așteptăm puțin până când se completează tot textul pe prima linie, urmând să, da, nu încape, vom lăsa imagini inedite și bada bada, așa, și dedesubt la subtitlu vom scrie Delta Dunării. Deci am căpat. Ok. Imediat ce se termină de salvat textul pe care l-am scris, vom executa click pe butonul Save. Bun. În acest moment, în tabul Imagine, găsim genericul pe care l-am creat și pe care îl adăugăm pe a doua pistă. Îl maximizăm ca să meargă pe toată durata videoclipului și acum, înainte de a introduce fișierul audio, vom executa click pe butonul play. Bineînțeles că nu avem sonor, dar observați cum genericul se pliază pe toate imaginile pe care le-am salvat anterior în videoclip, fiecare imagine cu tranziția pe care o are și pe care noi am aplicat-o. O să execut click pe butonul stop și acum o să aduc un fișier audio salvat anterior pe calculator, să zicem acesta. Îl găsim în categoria audio și o să-l aduc pe pista 3. Observați cât este de mare, el trebuie să se plieze exact pe fișierul audio final. Asta înseamnă că voi tăia o parte din fișier care nu ne ajută la nimic și trebuie eliminată aceasta. Execut din nou click și șterg aceste secvențe. Mut la început cursorul și execut click pe play. Thank you.
acest moment, montajul audio-video este finalizat. Va trebui să alegeți opțiunea Export Project din meniul File și anume Export Video, să dați un nume, nu neapărat proiectului, ci chiar fișierului pe care voi îl salvați, pentru că veți salva în acest moment un MP4 și voi scrie imagini inedite din Delta Dunării, pentru că aceasta a fost tema aleasă. Voi stabili și unde se salvează pe calculator și apoi execut click pe butonul Export Video. Așa cum v-am mai spus, exportul până când ajunge la 100% poate dura. În momentul în care ajunge la 100%, puteți închide aplicația și căutați fișierul pe calculator acolo unde l-ați salvat. Eu sunt convinsă că dacă veți reuși să parcurgeți cu atenție toți pașii pe care vi-am prezentat eu, veți reuși singur să creați un montaj audio-video. Vă doresc succes!